Nu cred că s-ar descurca, înțelegeți? Adică nu cred că ar găsi drumul. Până... Cu siguranță! Salut, șacalilor! Ce faceți? Vă rog să apreciați aici, uite, calitate, calitate, lumini, foc, șemineu, lumini, freză, păr, mi-a crescut părul. Încerc și eu să filmez 4K, să spuneți dacă se vede mai bine, că m-am uitat, bă, la clipurile mele de pe YouTube, zici că le-am filmat cu cutia de la telefon, mă, nu cu telefonul. Salut, șacalilor, ce faceți? Sunt eu, domnacul vostru favorit, m-am întors cu noi. Spuneți-mi ce faceți, cum e cu școala, așteptați și voi. Bă, cu camera de la magazin, bă, să mor dacă nu, deci și-am zis că, bă, poate se vede mai bine acum. Dacă scrie turul casei pe YouTube, plin pe YouTube. Dacă scrieți m-am mutat, ia uite, toată lumea s-a mutat, ia uite, toată lumea, bine, m-am mutat și eu acum 2 ani. Acum 2 ani, acum nu m-am mai mutat, nu. Cel mai bine acum este să vă duceți să vă abonați, să activați clopoțelul, așa cum o fac eu cu degetul meu aici. Și să începem. Probabil cu toții am auzit că și Eli s-a mutat, am auzit, bine, imposibil să n-auzi, dar nu m-am uitat încă. Băi, măi, măi, mă fac reacții pe real aici, bă, bine, o să avem o problemă, dacă o să fie vreo fază amuzantă, nu pot să râd, că am aici buzița crăpată și... Nu pot, trebuie să... Se râd așa că mă doare. Bă, mi-a crescut mie părul, dar ești din școala generală, bă, cu părul. Hai, let's go, Shelly. Hey, eu salut, Shelly. Bine, găsirea un nou vlog. V-am tot promis un house tour. Un tour al acestei case în care ne-am mutat. Mă rog, casă. Apartament în care ne-am mutat. A, nu-i casă? E apartament. A, e apartament, da. O să vă fac acestui apartament, dar mai mult o să discutăm puțin despre o întrebare pe care foarte mulți dintre voi... Ok, nu, vreau doar, scuze cu tot respectul, dar vreau direct apartamentul, că vreau să plâng un pic, știi? Ia să vedem. O să încep cu living-ul, fraților, cu asta living-ul. E zona de living, ăsta e televizorul pe care... A, am înțeles. Apartament. Aici este castelul pentru pisici, pentru că sunt niște prințe, se respectă, da. Aici asta e o litieră temporară și în caz că mă întrebați de ce nu o țin în baie și o țin în sufragerie, sunt încă foarte mici și n-aș vrea să le trimit până în baie să... Nu cred că s-ar descurca, înțelegeți? Adică nu cred că ar găsi drumul până... și că ar face... Cu siguranță! Acum el crește pe Shelly și o crește pe pisică, că până și pisica mai zice, băi, nu mă mai chiși, că nu mai trebuie. Până găsești săraca pisicuța mai apă, cum să mai chiși, băi? Uite, vede televizorul acolo, că mi-e rușine, cred că filmez așa. Cred că faci un clip așa, hai Shelly, dai în continuă, fă-i acolo tot apart. Undeva, dar nu în ritier, turul conacului, let's go. Însă oricum asta e ritiera temporară, pentru că acum o să ne vină o ritiera, am comandat una din aia automată, nu știu dacă știți, care se curăță singură, aia e șmecherie. Aici e spațiu pentru acte, pentru documente și așa mai departe. Asta e masa unde mâncăm noi, partea ta e la masa asta, se extinde. Uiii! Se poate pune în caz că aveți vreodată foarte mult frit. Da. Nu pe cazul nostru. În primul rând, nu cred că am nici masă, nici prieteni. Cred că par ultimul sărac, vere, dar nu-s chiar ultimul, știi? Par, dar chiar nu-s ultimul. Poate penultimul, că ultimul știu sigur că e frate meu. Eu am mai avansat. Ia uite aici birou. Am venit cu apartamentul, l-am cumpărat. Eu e un birou simplu de la Ikea, însă mi se pare foarte tare că e din ăla de se extinde pe înălțime. Multă lume, inclusiv Smoră, mi-a zis, bă, asta e o fiță idiotă, adică n-are niciun sens. No! No! Smoră n-are, n-are. Foarte. Te ridici, fără catrincă. Te ajută mai mult să stai în picioare, pentru spate e mult mai bine, știți că e o linie de disc, deci dacă ai ceva de făcut super rapid la calculator, da, dar aș vrea să vă casa dacă nu te superi. Wow! Aici congelatorul, cuptor și cuptor cu microunde. Îmi place mult că e luminată partea asta unde ținem paharele, e, are o bandă red, nu e mare filosofie. Și eu mi-am pus-o eu. Spații de depozitare, spații de depozitare, piesa de rezistență. 50 de lei de la altis. Deja v-am arătat-o, e zona asta unde poți să-ți ții băuturile, portă, sertare, toate punirea, aici e ceva creat. Să-l dau un pic mai încet. Mi-a venit fraților și e o chestie foarte, foarte bună. Nu fac nicio reclamă la brandul ăsta, însă foarte tare, pentru că atunci când ești precar, nu vei capăta tare singur. Să iar chestia asta, pui bobițele aici și poți să setezi până la 6 porții pe zi în cantitatea pe care tu o alegi, adică să nu mănânce nici foarte, foarte mult. N-am mâncat în viața așa, să lăsi pisici, adică pisicile alea să mor. Cred că mă transform așa în pisicuță, poate ajung și eu pe acolo, că cu 6 mese pe zi verișorule să mor. Cu LED la așa frigidere, păi mai mare dragul să fii, mă, să vere. Ia. Care mi se pare gen cea mai tare parte din apartamentul ăsta. Am instalat noi suplimentar parasolarul ăsta, am dat ceva pamper, însă sincer vă zic, merită toți banii, pentru că poate să provoci. Dacă ai balcon. 15 grade, nu te provoci, fiindcă ai parasolarul, ai încălzitorul ăsta aici și poți stai frumos. Și rezerv, încălzitor. Covorul ăsta tot noi am luat și e foarte drăguț. Ce? Canapeaua asta, fraților, că s-o e, bă! E tot o canapea care noi am luat. Bă! Chiar arată șmecher, efectiv, râde în glumim, dar chiar arată șmecher, gen, nu ne-a, ba da, balconul, dar zic așa cu, m-am zis strălând. M-am învățat eu tehnic când îți vine, trebuie să-ți bagi așa flash-ul în ochi. Deci, sincer, pentru zona asta verde, dacă și grădina aia, e tot al lui, cred că presupăm că e tot al lui, efectiv arată șmecher, față. Trezești, duci, faci un antrenament acolo în curte, un copăcel așa, nu-i chiar beton și asfalt, bă, uite, asta îmi place. Ia uite-l.
Șmecher. Mă lasă așa un pic. De cum se vede cinematică de calitate a aerului, pentru că aici nu prea ai aer poluat, ești înconjurat de pădure, respiri un aer foarte curat și chestia. Dar unde s-a mutat vere? Bine și mare pentru zmoră. Motiv pentru care prefer să nu fiu în vârf, pe tâmpa de nord, care e foarte aglomerată, deși am acolo treabă și merg foarte des acolo. Prefer să fac 10 minute în plus, dar să stau într-un loc unde știu că respir aer curat, știu că e natură, știu că totul super bine. Și sincer, ok, stai, poate arată și celelalte camere. Mamă, vere, ce vine să strănu, nu pot să țin mouse-ul dacă vine să strănu. Dormitorul matrimonial, mamă! Vă zic sincer, avea post pronunț matrimonial. Nu știu, eu de asta știu de pat cu o salteluță, cu jumătate de saltea, când dormeam și cu frate, aia e. Jumătate de saltea, eu. Șifonierul din dormitor, mai e încă un șifonier aici pe hol. Ai, fi șifonier, să mă rog, dacă nu-i... L-am luat noi, pentru că nu a venit cu televizor. Patul, nopiere, iarăși, mi se pare foarte drăguț în toată casa, sunt jaluzele astea electrice. Astea am și eu, da. Da, nu, și mie îmi place cu negru, da, așa, da. Da. Replice, să nu vină chiar lumina aia puternică din miezul zilei, știi ce zic? Zici că eu încerc să vând apartamentul ăsta, așa mi-o încerc la dormitorul, încă mai sunt o fel de cutii care... Încă un dormitor, da. Un șifonier un pic mai mic, aici ați mare și am făcut un birou, am întrebat-o, bă, nu vrei un birou totuși un pic mai mare, că uitați-vă cât de mic e. A zis, nu, că mi-ajunge asta, deci asta e camera ei destul. Bă, pentru o fată e destul. Și baia, baia din dormitor. Nu-mi place, eu sunt sincer, v-am zis că mi-e plac foarte multe lucruri apartamentul ăsta, însă baia asta nu se numără printre ele, nu-mi place deloc cum arată faianța asta, însă, spre exemplu, uzmărei îi place, deci na, fiecare cu gusturile lui. E baia din al doilea dormitor, nu e nimic special aici, însă întotdeauna e binevenită o baie în plus. Și cam ăsta e apartamentul. Acum hai să ne uităm la Mira. Poate în viitor apropiat o să ne uităm și la Snick. Nu? Păi poate să mută și Snick. Nu? Sigur că, dar poate cu clipuri de monetizate, reacții, strike-uri, sigur că hai că ne mutăm, băieți, ne mutăm. Ia să vedem. Bine ați venit la mine acasă. Hello. Mamă, să moară. Băi, vere, bă. Deci efectiv, după cum am promis, vă prezint și eu căsuța deci, mea efectiv, că am muncit foarte, foarte mult, bineînțeles cu un arhitect. Deci, efectiv, da, aia da, efectiv. Deci, la mine, culorile astea pământii, lemn de sat, de jar, de salcâm, cu combinația asta așa de negru, m-am, de sat, de nu, asta să mor, dacă nu, așa am fac casă. Deci, așa să mor, deci mă bucur că n-am mai văzut alb, frate, deci peste tot, bă, toată lumea își face case albe, bă, de ce atât albe, că eu nu înțeleg. Și, bine, când toată lumea un cadre și pe mama, frate, că și mama, acum, cu mobilă, toată albă, frate. Dar de unde, frate, atât albe, mine mă dor ochii, simt că nu pot să stau, simt că la hotel când stau așa cu alb. Nu mă așează, bă, nu mă lasă să stau așa, știi? Culorile astea pământii îți dau așa, frate, vibe de gândire, de pace, relaxare, te conectezi cu pământul, știi, așa vibe ăsta, albă ăsta, păi mă face, trebuie să-l curăț. Deci îmi dă senzația de curățat. Asta. Aici unde eu gătesc foarte mult. Bucătăria vreau și eu să văd. Cu ocazia asta am zis, bine, tot îmi fac o bucătărie atât de frumoasă. Mamă, vere ce fain arată. Tot ce vedeți aici a fost șmecher. De pe Pinterest și de acolo. Personalitate. Uite, cu cărămizi, așa, da. Și da. De la arhitect. Am mers pe zona industrială, ca să spun așa. Îmi place, zona, îmi place. E negru, ceea ce înseamnă că trebuie să faci foarte multă curățenie. Hai că... Îmi place nouă femeilor, să stăm toată ziua să facem curat. Hai că curățenie, da. O scurtă chestie, poate vă ajută un sfat. Dacă faci curățenie, dar și ștergi praful, păi automat se pune alt praf la loc. Păi când dacă nu faci îi praful acolo, păi nu se pune altul. Știi că praful nou nu vine peste praful vechi. Un fel de respect, știi? Dacă tu ca prostul stai iară, ștergi iară, cu așa, vine praful nou. Dacă nu știi, praful nou nu invadează praful. Simplu. Nu, simplu. Așa. Nu știați, că nici eu nu știam exact cum se pronunță. Miele și așa mai departe, dar să știți că am verificat. Să mă iertați dacă dau skip așa, dar trebuie să văd toate camerele, știi? N-am știut de detalii. De departe cele mai bune și chiar nu puteți să mă contraziceți. Deci mai departe. Yes! Trecem la o zonă care mie îmi place foarte mult. Wow. Nu știu dacă observați contrast. Acest efect de ușă nor. La suprafață cu nor. Peretele. Ah. Ușa care este, de fapt, e o iluzie optică, așa oarecum. Că-i băgat în, da. Ușă. Se numesc uși filomuro. Le-am achiziționat de la Drag de Lemn. Se numesc Drag de Lemn. Apropo, la tot ce vă povestesc acum și de unde Drag le-am de mai departe, o să vă las în descriere link către fiecare loc să vă duceți exact de, să vedeți de unde am luat fiecare. Nu-mi dau și mie băieții de la Drag de Lemn o ușă. O placă, îmi fac eu ușa, nu, să-mi dea placă. Să-mi dea buturuga, că o șlefuiesc eu, fac așa, lasă, că am eu un prieten care vine așa cu mașina de tăiat, placa măcar, sincer, vă rog eu frumos. Hai, să o să primim la să vorbească. Care îmi place foarte mult, micuță. Icutaș, da, screen. Nu e mare lucru, o să vedeți
Și toaleta. Păi ce-mi place negru ăsta aici. Și nebun. Toaleta pisicii. E foarte funny. Trec mai departe la întrerupătoare. Da, toate firele. Întrerupătoarele din casa mea sunt pe tași. La aia trebuie să-i dau cu pumnul. Să deschide. Știi când îi dai așa cu podul pe că nu se deschide. Următoarea cameră. Vă zic, e un vis împlinit canapeaua asta. Canapeaua asta se numește modulară și modular. Se zice modulară pentru că o poți suci în toate felurile. Am achiziționat-o de la Ma Furniture. Aici am depozitare. Tot dulapul ăsta este de... Băi, drăguț, îmi plac contrastele, jur. Jur, îmi plac. Eu îmi dau așa cu părerea, știți că știu. Hai, că știu. Zici că ești designer de interior. Ia să vedem. Preferat, deși toată casa mea e preferată de mine, logic. Sincer. Aici este zona de relaxare. Relaxare. Zona de... Cum am gândit-o eu așa, să pot să citesc, să pot să mănânc. A, m-o pierdut la pot să citesc. Multe plante, multe plante. În spate da, îmi place, acolo, jur. O să vină un jacuzzi. Ce vedeți aici? Jacuzzi. Canapea, bă, eu aș... Și așa mai departe sunt achiziționate de la Bonami. Ați văzut că ce să mai adaug? Frumos cu ei și au niște lucruri super. Ce să mai zic? Cam tot ce am... Mi-aș mai da cu părerea de designer, da? All black, doamnelor și domnilor. Ia să vedem all black. Mamă, ești nebun la cap, ce îmi place. Bă, ce îmi place cu negru așa. Mamă, surdește-mă. Mamă, dar ce îmi place, bă, cu negru așa, bă. Mergem mai departe în camera de oaspeți. Camera de oaspeți. Pe rând, ce e mai... Asta e ca... Păstrăm la final. Ce poate... Pentru camera de oaspeți, să știți că nu m-am complicat foarte tare. Am zis că nu vreau să... Bă, dar mie îmi place, bă. Bine, aș pune aia, pe aia. Și atunci am făcut... Pune frate la oaspete aici, televizorul aici cu diagonala de 197. Nu-s designer, dar televizorul văd, mi-mi plac televizorul, deci îmi plac. Are zona de rezistență? Bă, câte camere? Sau dressing-ul? Hai, îndresc. Aleu, 7. Bine ați venit în paradis, fetelor în principiu. Vere ce-i asta? Dressing-ul, în general, așa este visul oricărei femei. Deși nu pot să zic că e cea mai bună cu haine și așa mai departe. Eu am o problemă reală cu parfumurile. Bă. Am o colecție întreagă de parfumuri. Băi, ești prost! Cu haine, cu pantofi, hai, poate... Băi, cât a... Băi, ți-ți vere că zici dressing, te gândești la o cămăruță unde îți pui și tu, da, hainele de iarnă le pui acolo când e vară și hainele vară le pui când e iarnă, știi? Băi, vere, să mor, dacă nu-i cât apartamentul meu, bă, să mor. Deci cred că dressing-ul ăsta are propria lui baie, să mor. Și să mai vere, păi, dacă alerg dintr-un capăt în alta dressing-ului, păi, fac febră musculare și vreau. Și să mai, că fac cardio și mai doar dintr-o parte în alta. Băi, vere, gigantic. Deci dacă, deci nu, deci vreau așa, să-mi lăsați în comentarii ce fel de casă v-ați face, voi, ce culoare ați pune în casa voastră. Eu dau inim la toate comentarii și le citesc pe toate, bă. Și acum să-i vedem camera. Mirei, poftiți, sau Mira. Vă rog. Mamă, da, casa mea chiar a fost foarte mult inspirat de pe Pinterest și v-am spus că am făcut am ales eu ce. Deci dacă nu are televizor, vrea, ce lemn, ce riflaj, ce. Mamă, dar ce îmi place acest cum. Acest pat. Băi, ce bine arată. Senzațional. Vă jur că este cel mai tare pat în care eu m-am așezat vreodată. Este de la Amy White și recomand din toată inima mea. Lasă patul fere. Foarte calitative. Televizorul, inclusiv tapizeria aceasta, tot ei mi-au făcut-o. La riflaje le-am făcut cu niște domni din Pitești, dacă nu mă înșel. Pitești, din Ploiești, veniți din Republica Moldova, din Germania, veniți să-mi faceți și mie casă, băieți! Și Vlad Munteanu s-a mutat. Hai să uităm și la Vlad Munteanu. Apoi cum? Da, let's go! Hai să vedem! Oh, Cristi! Mamă, ce șmecher, fratele meu. Oameni dragi, bine ați venit în turul apartamentului. Let's go, guys. Frumos, mă. Frumos. Șmecher tare. Bă, mamă, ce greu. Bă, veni de unde vă, bă, veni de unde vă permiteți o să vă mutați, mă, cu roțele. Am avut două, băi. Vă invit în această baie minusculă. Ai unde să te speli. Bă. Ai unde să te... Și haide să intrăm direct la să acest living minunat. Bă, îmi place, bă, arată fain. Spațios. Nici nu știu cu ce să încep. Să încep cu canapeaua asta.
minunată. Și setup-urile acolo în spate. Este foarte confortabilă, foarte moale. În și televizorul. Trei persoane. A, bă, Vlad. Cristi se află și un fotoliu gri. Aia zic, Vlad. Da, e cu televizorul ăla. Fotoliul gri. Aici stă Cristi se joacă pe Let's go. Bravo. Aia zic, vere. Așa se trebuie. Așa se trebuie. Un televizor, că îți trebuie un televizor în living. Mult spațiu de depozitare. Sincer să fiu... Mai arată șmecher. Să mor. Bravo. Bravo la toți, sincer, mă bucur. Majorat, premiile care nu vor rămâne aici, premiile urmează să le punem pe pereți. Țineți minte cum arată apartamentul ăsta. Așa am zis și eu. 1, 2, 3. Hai că pe pereți dacă e. Nu vede cât apisiurile și nebun. Nu e neapărat raft. Am rugat proprietarii să-l dea jos ca să ne punem aici birourile. Să nu mai zic a, deci că aceste chirii. Birouri se ridică dacă vrei să lucrezi în picioare. Bă, trebuie să-mi iau și eu de la vere. Eu dau cu purul, el nimica. Acum am picioare, dar dacă vrei să stai în picioare... Ai meu, dacă îi dau coboară. ...poți să o faci, pentru că mai bine să poți decât să nu poți. Sincer. Să inspectăm puțin cable management. Ia să vedem. Deci ce-mi plac setup-urile, vedeți celelalte camere. Îmi pare rău că n-am timp să mă uit la tot clipul, dar îți dai seama că și eu când m-am mutat nu faci... Că, bine, normal știi cum ar fi. Deci ca să fim cinstiți, când te muți, știi cum faci? Uite, asta e casa mea. O ai venit, ai dat o tură în așa, știi, ca să prezinți totul deodată, știi? Dar după să uite la tot deodată, zice, a, am văzut și nu mai stă să la detalii la de-astea. Înțeleg, e normal, dar n-am timp eu. Yeah. E superb și mie îmi place la nebunie, așa că veniți cu... Cel cu balconul. Mâncava-și cu balcoanele astea, veri, dacă n-aveți trei apartamente în balcoanele astea. Ce faci, îți faci sala acolo, bă? Bă, Vlad, îți faci sala, să mor dacă e mine. L-am văzut în viața mea. Uitați, deci dacă nu-ți faci sala acolo. Îmi place foarte mult că avem puțină vegetație aici. Aici da, sincer, arată fain. La o vorbă, la un păcărel. La un păhărel aici! Ia uite-l, fac! Nu am luat niciodată. Plantele astea două sunt singurile plântuțe reale din casa noastră și am uitat să le udăm. Am pățit! Ia! Este un dormitor un pic mai mare decât fără cel pe care l-aveam la Constanța, dar până la urmă fără nu televizor. Am foarte mult spațiu pentru că este un dormitor. Aici dorm. Acolo ar trebui să fie un televizor. A, păi ar trebui! Sunt genul care se uită pe televizor, nu sunt genul care se uite nici măcar pe Netflix sau nu știu. Așa că... Fucking Vlad Muntean! Mai hard. Iar acum urmează să intrăm în dormitorul lui Cristi, care v-am zis, este un șmecher, Cristi. Știți cum am ales eu dormitorul ăsta? Îmi place, îmi place marul ăla de acolo așa. Lui Cristi totuși îi place să se uite la televizor, așa că el are televizor în cameră. Ăsta este televizorul care a fost în sufragerie, e un pic mai da. Cristi, din păcate. Mie mi se pare că trebuie eu să ai un televizor, adică nici eu bă, nu m-am uitat, nici nu m-am uitat atâția ani, bă, dar mi se pare acum că am prins așa o obsesie, bă. Și nu neapărat să mă uit la ceva pe el, să mă uit așa, să-i văd calitatea aia, așa, știi, să văd cum se mișcă așa, 60 de FPS-uri, 8K, tridimensional, QLED, smart, de ambient light. Cred că gata cu mutatul, că oricum dacă ar fi să mai fac review-uri, cred că s-a mutat toată România, să mă reau, m-am mutat și aici, ai, că m-am mutat. Cam ăsta a fost clipul cu youtuberii și cu casele lor. Foarte frumoase, cum de altfel. Eu sper că v-a plăcut clipul, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram acolo la Sniculeț, să facem rău tu 300.000, bă, poate facem 300.000 în 2023, dacă vreți și voi. Activați clopoțelul cu toate notificările și aveți și canalul de gaming în descriere, facem 200.000 de abonați, bă, îmi pare rău că n-am zis la început de el. Ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bubu!